Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre o instituție, doamnelor și domnilor, care a confiscat bunuri în anul 2015 de 143 de milioane de lei. Dacă mă înșel, o să aflăm pe parcursul emisiunii, am primit un comunicat de presă zilele trecute care spune acest lucru, 143 de milioane de lei. Bun, această instituție a avut mult de lucru anul trecut, o să vedeți despre ce este vorba. Vă spun numai atât, se împlinește aproape un an de zile de când mai multe zeci, câteva zeci de persoane au vrut să intre în mod ilegal pe teritoriul României și n-au reușit. Încă ceva, dacă vreți să vă cumpărați o mașină din Bulgaria sau să o înmatriculați acolo, uitați-vă la emisiune pentru că încercăm să vorbim pe parcursul spre finalul acestei emisiuni și despre acest lucru, despre pericolele care vă pasc. Deci, vorbim despre Garda de Costă, domnilor și domnilor, despre activitatea ei pe anul 2015. Invitatul meu este agent șef adjunct, domnul Marius Niculescu. Bună seara, mulțumim că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumim pentru invitație și dorim să vă transmitem și numele conducerii Gărzii de Costă, un la mulți ani și un an cu împliniri pentru întreaga echipa noastră și salutăm pe această cale și pe toți telespectatori. Mulțumesc. Înainte de a vorbi despre bilanț, vă propun să discutăm puțin despre o știre pe care ne-ați transmis-o astăzi, despre un eveniment, ea spune. Este pentru prima dată în acest an în care agenții Gărzii de Costă fac uz de armă, trag cu pistolul pentru a opri niște infractori. Despre ce este vorba? Da, este primul caz în care colegii noștri de la sectorul Poliției de Frontieră Băneasa, structură din cadrul Gărzii de Costă, folosesc armamentul din dotare pentru a reuși să oprească doi bărbați din județul Constanța, despre care existau informații că se ocupă de tranzacții cu produs petrolier, cu miros specific de motorină. Tranzacții ilegale cu produs petrolier. Tranzacții ilegale, pentru că în continuarea cercetărilor în această lucrare penală, care a fost înregistrată la nivelul acestei structuri, Poliția de Frontieră din Băneasa, existau informații că motorina este primită de la o terță persoană care, la rândul ei, a obținut-o în mod ilegal de la diferitele embarcațiuni, nave, care tranzitează fluviul Dunărea în zona apropiată județului Constanța. Adică dați-mi voie să spun, că nu o să spuneți dumneavoastră, informațiile au că această motorină a fost furată. Evident, sunt numai niște informații, se va verifica și se va observa dacă se va afla dacă este așa sau nu. 580 de litri, spuneți dumneavoastră, în 29 de bidoane, au avut ceva de lucru. Cum s-a întâmplat exact? Ce s-a întâmplat? Păi au, în prima fază, au instituit un post-control pe comunicația din zona respectivă, între Oltina și Răzoarele. Respectiva autoutilitară, în care se aflau cei doi bărbați, nu a oprit la semnalul regulamentar al colegilor noștri. A continuat drumul, forțând acest baraj al Poliției de Frontieră, ceea ce a determinat pe unul dintre colegii noștri, după efectuarea somațiilor legale, verbale, să tragă un foc de avertisment în aer cu pistolul din dotare, iar ulterior șoferul a oprit, a încercat să fugă, a fost identificat și este cercetat, v-am spus, pentru infracțiunea de contrabandă. Aș spune că este un caz fericit, pentru că șoferul a oprit imediat după somație, nu a fost nevoie de mai mult. Din experiența anilor trecuți, domnule Niculescu, se ajunge și la mai mult sau polițiștii de frontieră sunt pregătiți să ajungă și la mai mult decât un foc de avertisment? Da, am avut anul trecut câteva acțiuni. Colegi din cadrul Gărzii de Coastă de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Constanța, colegi care se ocupă și au avut în lucru câteva acțiuni frumoase privind traficul cu țigarete de contrabandă, dar și tranzacții de etnobotanice. La acest din urmă aspect știu că a fost un caz în zona CET din municipiul Constanța, acolo tot așa, unde s-a încercat prinderea în flagrant a unor tineri care foloseau diferite substanțe psihotrope, genul etnobotanice, și atunci, într-adevăr, s-a tras tot un foc de avertisment în aer și a fost imobilizat după câteva, să spun așa,
acțiuni mai hotărâte ale colegilor, în sensul că respectiv a trebuit culcat, imobilizat, o acțiune spectaculoasă. Acțiune ca în filme, da. Ca în filme, dar uitați că se întâmplă. La fel am avut unul dintre colegi care chiar mi-a povestit după încheierea cazului și după ce am dat publicității acel comunicat de presă, că i-a fost pusă viața în pericol deoarece i-a fost prins un membru în portiera mașinii, iar șoferul a fost târât și atunci s-au tras mai multe focuri de avertisment, aproape 10 dacă nu mă înșel, chiar în pneuri, și până la urmă știu că a fost arestat acel șofer, pentru că erau toate circumstanțele pentru ca el să fie reținut, pentru că a încercat să-i pună viața în pericol colegului nostru. Da, au fost cazuri când s-a tras. E periculos acest, nu e atât de simplu, nu? În aparență ar părea simplu că... Să știți că pare simplu. Stați acolo niște birouri, cei care lucrează în... supravegheați moara de la calculator, o să vorbim despre asta. Nu pare foarte complicat. Da, știți unde apare această luptă cu infractorul? În momentul când ești în zona verde, cum îi spunem noi, la frontieră, ca să ne revenim la frontieră. Ce înseamnă zona verde? Zona verde este acea zonă cuprinsă între cele... punctele de frontieră care sunt prevăzute la graniță. Este zona fâșiei arate, unde spunem noi. Fâșia, sau poate să fie în zona alpină o culme de deal, o pădure, zone mlăștinoase. Deci, pe unde omul ar trece ca și cum s-ar plimba. Da, așa îi spunem aici la noi, județul Constanța, e vorba de bucata aceasta de graniță între noi și Bulgaria. Exact, între Ostrov, Băneasa, Negruvodă și Vama Veche, dar ne referim și la colegii de la Tulcea care au în zona de responsabilitate, zona aceea nisipoasă de plajă, de pe fluviul Dunărea, brațul Chilia, unde de asemenea avem 4 sectoarele poliției de frontieră care supraveghează zona. Înainte te-a vorbit puțin despre problemele de pe această zonă verde despre care spuneți. Ce căutau polițiștii de frontieră? La CET? Ați spus la CET, da? Polițiștii de frontieră... Păi, care este jurisdicția lor? Că n-am înțeles niciodată exact, da? Noi, acționați mai la graniță, veniți și în oraș. Noi avem, conform legii, zonă de responsabilitate 30 de kilometri de la liniile de frontieră în interior. Deci putem constata infracțiuni pe orice linie de muncă, în această zonă. Și cum calculați zona CET-ului? Îl calculați este de la municipiul Constanța. Sau de la... Da, nu, este în municipiul Constanța, oricum. Deci, de unde am luat CET-ul, cred că mai mult de 3-4 km, nu sunt luând portul, să zicem, ca punct de reper. Deci punctul de reper este portul și mergeți 30 de kilometri spre... În interior, da. În acest caz știu că s-au obținut informații, orice polițist și colegii noștri polițiștii de frontieră lucrează cu aceste informații, sub directa coordonare a unui procuror. În speța respectivă, procurorii erau de la Serviciul Teritorial DICOT, Constanța. Și au fost mandatați să lucreze în acest dosar. Am înțeles. Eu v-am întrebat ca să știu cum să mă feresc. Deci da, nu, adică, să merg la 30 de kilometri după linia de frontieră a județului. V-am spus, este constatarea unei infracțiuni, orice polițist este obligat să fiind chiar și în timpul liber să intervină. Bun, pentru că vorbim despre infracțiunea, haideți să vedem care a fost cel mai importante din anul 2015. Cred, așa cum spuneam la începutul emisiunii, că cele mai spectaculoase intervenții au fost acestea legate de migranți. Am avut un caz și se împlinește aproape un an de zile de la acesta, când mai mult de ceva zeci de persoane 68, au încercat să intre în România. 68 de persoane care s-au dovedit a fi migranți din Orientul Apropiat și Mijlociu, cu precădere sirieni, cetățenii, dar și două călăuze, doi cetățeni turci, 70 în total, au fost salvați, pentru că ăsta este primul pas pe care îl face Garda de Coastă în aceste acțiuni pe Marea Neagră, pentru că era luna februarie, cum bine ați spus, 27, o să fac precizarea, pe o mare foarte agitată, cu o embarcațiune improprie acestui transport de persoane, foarte mare pentru capacitate, era vorba de un mic pescador, de vreo 12-14 metri lungime, stau îngrămădiți ca niște sardele, a fost identificat prin sistemul nostru SCOMAR, acest ochi electronic care scanează Marea Neagră, și navele Gărzii de Coastă au interceptat această embarcațiune, au condus-o ulterior la mal, persoanele au fost salvate și după aceea procedurile specifice Poliției de Frontieră de amprentare, de audiere și în acest caz, chiar dacă a fost unul singur de migrație ilegală pe Marea Neagră cu un număr masiv, cele două călăuze
au ajuns în arestul de la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, iar ulterior au fost, din ce știu, condamnate la închisoare cu executare. Da. Un singur caz anul trecut, o să spun din fericire, pentru că numărul migranților... Unul singur anul trecut și 10 în total de când a apărut acest mod de a intra în România, de a încerca să intre în România în mod ilegal. A început în vara lui 2013, în luna iulie. În acel an, 2013, au fost 4 cazuri. În 2015 am avut 5 cazuri. În 2015, numărul persoanelor salvate a trecut de 300 de persoane. Iar, cum ați spus, anul trecut, unul singur. În condițiile în care numărul migranților care ajung în Europa de Vest și care vor să ajungă este de ordinul sutelor de mii, de fapt milioanelor, a depășit un milion, cum se explică faptul că România nu este pe această rută? Am să vă întreb mai direct. Vorbeați despre acest scomar, despre care am mai discutat și noi odată într-o emisiune, acest ochi electronic care... Da. Este una dintre explicații, ați anticipat destul de bine, da, pentru că noi în analizele pe care le facem la nivelul gărzii de coastă, observăm că acest scomar, deservit de colegii noștri, a intrat în folosința Poliției de Frontieră din Constanța în luna aprilie anului 2009. Deci, 2009 se împlinesc 7 ani în curând. Da, de când acest sistem ne ajută foarte mult în supravegherea frontierei maritime. Acum, trebuie să vă spun ceva. Am văzut, așa, am deschis odată o ușă din greșeală și am văzut cum se operează. Sunt niște oameni care stau la calculator, se uită pe niște ecrane, nu pare nimic deosebit. O să vă rog să ne spuneți ce face, efectiv. Păi, în scomar nu se stă niciodată, să spun așa. Serviciul este 7 zile din 7, 24 de ore din 24, colegii noștri lucrează în ture. În sensul că au fiecare coleg monitorizează o anumită zonă, o anumită planșă, să zic așa, care este dată. Există un șef de tură care analizează acest proces de supraveghere a frontierei de stat. După ce sunt identificate anumite ținte suspecte, însemnând ambarcațiuni de mari sau mici dimensiuni, se ia o legătură radio cu respectiva embarcațiune ca să-și precizeze scopul pentru care se află în zona de competență a gărzii de coastă. Dacă sunt indicii, aici fac o paranteză, lucrăm și cu colegii noștri din cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră. Sunt țările riverane Mării Negre, Bulgaria, Turcia, Rusia, Ucraina și Georgia și Bulgaria și facem schimb de informații. Atunci se ia decizia la nivelul conducerii gărzii de coastă ca imediat să se declanșeze acțiuni specifice ale Poliției de Frontieră, care sunt dirijate din acest centru de comandă și control numit SCOMAR. Adică pleacă embarcațiuni la punctul indicat din zona litoralului, fie că vorbim de Sulina, Mangalia și Constanța, unde avem destule nave, mobilitatea la nivel naval este foarte bună în momentul de față la garda de coastă, sau terestru. Adică încercăm să închidem toate căile de acces și să-i prindem pe acești potențiali infractori sau migranți, vedem ulterior despre ce este vorba, la mijloc. Dacă e vremea rea, îi vedeți pe radar? Acest sistem SCOMAR reușește să vadă la câteva mile marine destul de bine. Bineînțeles că o vreme potrivnică reduce oarecum, dar și sistemul radar ne ajută în, pe lângă sistemul optoelectronic, ne ajută ca să identificăm aceste embarcațiuni. Putem spune că până acum nu am scăpat embarcațiuni cu migranți care să treacă neobservate, să pună piciorul la uscat și să ne trezim cu ei acolo. Bun. Apele teritoriale sunt de 12 mile, îmi spuneați. Da, sistemul SCOMAR bate până unde? Depășește și această, să zic, 12 mile marine. Dacă este o navă mare, poate să ajungă și 20 de mile, 25. Deci este destul de bun. Am înțeles. Pentru migranții care vin nu este convenabil, ca să spun așa, să fie descoperiți pe apă, nu? Așa este, pentru că ei plătesc, după cum observăm din declarațiile procurorilor de caz, din rechizitoriile care se întocmesc, aceste călăuze sunt plătite cu bani frumoși. Fiecare familie depinde câți membri are. Plătește mii de euro. Mii de euro, da, pentru că mulți își lasă agoniseala de o viață, strâng acești bani, îi dau în speranța obținerii unei vieți mai bune. Și atunci, cum să vă spun, unde sunt bani mulți la mijloc, există și tot felul de metode cât mai diversificate de a ne înșela vigilența. Ei, într-adevăr, ar vrea să ajungă, dacă ar putea, teleportați. Direct în Germania. Direct în Germania, da.
Dar uitați că în România drumul lor se oprește, noi demarăm acele proceduri legale. Da, dați-mi voie să vă întreb puțin, pentru că trebuie să demare și o procedură legală. Publicitate 30 de secunde și revenim. Bun, vorbeați despre procedurile legale, da, pe care le efectuați dumneavoastră atunci când vine o navă cu potențial migranți. Care sunt? Dacă îi interceptați pe mare? Îi interceptăm pe mare, v-am spus prima dată, încercăm să îi aducem în siguranță la țărm. Fie că e vorba ca să tractăm această embarcațiune, fie că îi transportăm la bordul navelor noastre. Important e să ajungă tefer la uscat. După aceea există reprezentanții serviciului de ambulanță Constanța care sunt prezenți la fața locului. Ei sunt anunțați și se prezintă pentru a face un minim examen medical. Unul sumar, pentru că, într-adevăr, am avut cazuri în care am avut copii foarte mici, de până într-o lună, probabil 28 de zile. Deshidratați sau cu diverse nu mai probleme. Vorbim, deshidratați, speriați, râul de mare se manifestă în forme destul de urâte. Femei însărcinate în luna nouă aproape, care unele au trebuit duse de urgență la Spitalul Județean Constanța, internate și n-au părăsit spitalul pentru a fi audiate decât după ce s-a stabilizat starea lor medicală. Îi luăm, îi cazăm prin intermediul autorităților locale, instituția prefectului de fiecare dată a fost aproape în a găsi cele mai bune locuri pentru cazare. Vorbim și de copii mici, de, v-am spus, de femei însărcinate. După care audiem persoanele adulte la nivelul gărzii de coastă. Acolo se stabilesc exact cetățeniile, vârstele, scopul călătoriei, toate aspectele care țin de întocmirea unui dosar penal, pentru că acest dosar penal are și, v-am spus, călăuzele care sunt angrenate în procesul acesta și vorbim de infracțiunea de trafic de migranți, după care vor fi predate în bază de custodie publică colegilor de la Inspectoratul General pentru Imigrare. Acei colegi ajung în Galați și din Galați. Galați și nu de acolo. Nu mai e problema dumneavoastră, dar exact. Din câte știm noi din Galați. Noi ne întoarcem la supravegherea frontierei de stat. Ei să rămână în Galați, din câte știu eu, pot ieși după amiază, de exemplu, afară, da, la graniță, da, nu este nimeni într-o închisoare acolo, dar asta este altă problemă. Bun, există, vom vorbi puțin și despre nava Ștefan cel Mare, avem vești interesante și de acolo, dar înainte de asta, înțeleg că nu mai vin pe mare migranții, dar vin totuși pe undeva prin Bulgaria, forțează zona aceasta verde. Vin prin Bulgaria, exact. Atât prin puncte, am avut cazuri când au încercat, în special prin punctul de trecere a frontierei de la Negovodă, vă spuneam înainte a emisiunii, punctul de trecere a frontierei Negovodă este situat pe teritoriul Bulgariei. Acolo, împreună cu colegii noștri polițiști bulgari, scanăm tirurile sau da, autocamioanele. Avem un aparat interesant, avem un aparat, zis că n-am știut. Da, avem un aparat de scanare, este bazat pe detectarea bătăilor inimii. Acesta este pus pe acel autotren, automarfar despre care vorbim în speță și reușim ca în momentul când se înregistrează valori mărite, atunci decidem să deschidem acel container, să-l controlăm în amănunt și am avut surprize să găsim printre baloți, printre diferite mărfuri, persoane care s-au urcat fie din Turcia, fie pe parcurs din anumite benzinării, tot felul de parcări. Unii aleg cu știința șoferului, iar alții taie prelata. O taie sus, unde în aparență nu se vede. Am înțeles, domnule Nicolescu, am și eu un aparat cu care detectez momentul în care trebuie să iau publicitate din nou, da? Și ne întoarcem. Bun, există posibilitatea de a confunda un om cu un animal? Nu știu, acest aparat confundă bătăile inimii? Nu, la nivelul celui folosit în puncte de detrecere a frontierei n-am avut asemenea. Eu despre chestiuni profesioniste. Da, acolo oamenii sunt. Dacă ar fi, să spun așa, cum ați făcut această apropiere între animale și oameni, acolo, la frontiera verde, unde avem aparatura, sistemul termoviziune, acolo și acolo, dacă se folosesc imagini detaliate, se observă că este silueta de om sau de animal. În prima fază, în funcție de distanța la care se detectează această formă de viață, într-adevăr, pot fi șacali, pot fi... Avem șacali la graniță, da? Avem în zona cu Bulgaria, îmi spuneau colegii de la zona Băneasa, în special, unde sunt acele păduri, sunt și șacali.
Da, e interesant. Îi și aud, acalii de pe frontieră. Da, îi aud când urlă noaptea, noaptea în apropierea frontierei, da. Dar, v-am spus, avem tot așa un sistem performant și se văd siluetele oamenilor. Am înțeles, multe cazuri de încercare de trecere ilegală a frontierei în anul trecut, domnule Niclescu? Au fost, ca să vorbim de constatarea infracțiunilor, pe această linie de muncă, cea mai importantă de altfel la nivelul Poliției de Frontieră române. Este supravegherea și controlul frontierei de stat, iar migrația ilegală, combaterea acestui fenomen și a traficului de migranți ocupă primul loc. Am avut 91 de infracțiuni cu 76 de dosare penale întocmite, iar ca persoane reținute, vorbim de un număr de 184. Dacă îi scădem pe cei 68, observăm că am avut peste 100 de persoane depistate, în special această frontieră. Știu, că nu chiar așa de aglomerat acolo. Un caz la 4 zile, cam așa, dacă ați avut 91 de cazuri. Majoritatea, să știți, că sunt la nivelul județului Constanța. Adică granița cu Bulgaria rămâne o presiune asupra ei și stăm în alertă permanent. Iar la nivelul călăuzelor, vă spuneam, în afară de cele două, încă 15 persoane, în total 17. Din fericire, trebuie să spun că din fericire stăm bine în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană care au probleme, cum ar fi Grecia, Italia și așa mai departe. Înțeleg că le dați totuși o mână de ajutor. Acum câteva săptămâni am fost pe nava Ștefan cel Mare, dar am fost personal și am văzut-o, am văzut-o plecând. Bun, nava Ștefan cel Mare face parte dintr-un exercițiu, dintr-un proiect, ce Frontex. Dintr-un exercițiu care este în derulare. Ea a plecat la sfârșitul anului trecut, pe 27 decembrie, într-o misiune internațională, sub coordonarea acestei agenții internaționale, numită Frontex, care se ocupă de securizarea frontierelor Uniunii Europene și desfășoară o misiune de supraveghere și patrulare în zona Catania, din Italia, în Sicilia. Ei fac parte, v-am spus, dintr-o forță multinațional. Bun, haideți să vedem cum am ajuns noi românii, da, angajații greci de coastă, să apere granițele Europei. În primul rând, fără falsă modestie, trebuie să spun că nava pe care o avem, această navă amirală a Poliției de Frontieră Române, o navă multirol, Ștefan cel Mare, este o navă foarte performantă. Iar personalul care o deservește, împreună cu comandantul, deja este știut comisarul șef Paraschiv, au demonstrat în misiunile internaționale la care au luat parte de câțiva ani buni că sunt profesioniști. Au salvat, dacă nu sute mii de persoane. Mii de persoane. Acum 2 ani, din ce știu, aproximativ 1000 de persoane. 966 sunt, e cifra exactă. Persoane salvate, tot așa, în misiune internațională. Acum, cum bine ați spus, acum câteva zile... Acțiune spectaculoasă pe mare, o să vedem și imagini. O să rog pe colegii mei să dea din nou imaginile, cred că au mai rulat și acum câteva minute, o să vadă exact ce s-a întâmplat. Sunt imagini puse la dispoziție de Poliția de Frontieră, deci o salvare, avem imaginile, se realizează de Poliția de Frontieră în noaptea. 119 persoane salvate. Da, salvate, preluate de polițiștii noștri de frontieră români, pe nava noastră, și apoi duse la uscat, predate colegilor italieni. Bun, trebuie să spunem că pe această navă se pot da și câteva, dacă este nevoie, se poate da și un ajutor medical, se pot chiar efectua operații de mică amploare. Da, intervenții chirurgicale, exact. Intervenții chirurgicale. Da. Este un mini-spital acolo, l-am văzut. Așa este. Da? Așa este. Incredibil pentru o navă care, mă rog, nu e spectaculoasă ca mărime, ca... Ea este foarte, cum să vă spun, a fost construită la Galați, în șantierul naval, și a fost... Mai spuneți o dată, deci navă construită la Galați, mai facem ceva în țara asta, da? Da, da, da. Și o navă foarte bună. Spuneți, și o navă foarte bună, pentru că într-adevăr a fost concepută, construită și să fie foarte stabilă. Nava Ștefan cel Mare are niște, din ce am înțeles, niște stabilizatori foarte buni pentru a ține marea, cum vorbesc marinarii. Adică să facă față cât mai bine furtunilor, care nu sunt așa plăcute, nici cele din Marea Neagră. Și plus că are o formă foarte așa fiabilă, e ușoară, străbate bine valurile, dar are cam tot ce îi trebuie. Pe lângă motoarele foarte performante, spuneați de acest mini-spital, să-i spunem, are o cameră de reținere pentru persoanele violente sau pentru călăuzele care sunt identificate,
Iar, la fel, în interiorul navei este un spațiu special amenajat unde acești nefericiți, până la urmă, își pot trage sufletul după aventura pe mare. Adică ei nu stau la nivelul punții superioare, în bătaia valurilor, a ploii sau așa, ci intră în interior. Un spațiu. Un spațiu unde au acces la toalete, li se poate servi un ceai cald, o mică gustare, dacă e cazul. Haideți să servim și noi ultima publicitate în această emisiune de 30 de secunde și ne întoarcem. Am întors. Cât durează această operațiune? Misiunea EPN Triton, ca să-i dăm și numele, 2016, a început pe 1 ianuarie și, conform planificării, se termină la sfârșitul lunii martie, pe 31 martie. Echipajul se schimbă la jumătate, numai domnul comandă asta acolo, 3 zile, spune. Așa este, da. Iar nava este prevăzută să sosească în România, undeva la începutul lunii aprilie, 4 sau 5 zile de marș. Da, bănuiesc că vor fi povești interesante. Îmi spune cineva de pe vas, de pe navă, faptul că au salvat inclusiv copiii de câteva luni de zile trebuie să fie, mă rog, condiții deosebite de muncă, să spun așa. Bun, nu mai avem foarte mult, aproape 2 minute din emisiune și voiam să vorbim și despre cazurile acestea, destul de multe, pe care le găsiți la frontieră, mașini cu acte false. Da. Sunt 1, 2, 3 cazuri pe lună, mașini aduse din Bulgaria sau cumpărate din Bulgaria. Ce se întâmplă, de fapt? În momentul când cei care dețin aceste mașini, cetățeni români, se prezintă în punctul de trecere a frontierei cu scopul declarat de a se duce în Bulgaria pentru a-și renoi majoritatea ITP-ul, noi facem un control al documentelor, atât pentru persoană cât și pentru auto, iar în baza de date, plus, cum să vă spun, ochiul format al polițistului de frontieră din punctele de trecere, depistează aceste falsuri în documente. Fie fals că vorbim documente de înseamnă, da, vă ascult. ITP fals, certificat de inspecție tehnică tip ITP acest fals, fie vorbim de certificatele de matriculare, carte verde, toate documentele care însoțesc un autoturism în călătoria lui, să zic așa. Oamenii sunt de bună credință. De cele mai multe ori. De cele mai multe ori sunt de bună credință. Spun, deci cumpără mașina. Exact, primesc actele de la... Dar le primesc când sunt acte în bulgară, bulgărești. Exact, da. Habar nu o să citesc, da? Da, este acel alfabet chirilic. Corect. Și pornesc de la buna credință a celui care îi dă mașina, îi dă și actele, cheile mașinii, îi urează drum bun, tranzacția este încheiată, iar el, când trebuie să se ducă să-și facă asigurarea în Bulgaria, constată la frontieră. Dă de probleme. Mai avem 20 de secunde. Ce li se întâmplă acestor oameni? Se aleg cu o lucrare penală și sunt apoi cercetați. Nu este, să zic așa, un pericol public deosebit. Am înțeles, dar nici plăcut nu este nici plăcut. Să fii cercetat penal pentru... Exact. Mi se întocmește o lucrare penală și apoi, la final... Procurorul decide. Dar omul, într-adevăr, de cele mai multe ori își manifestă supărarea. Uite, domnule, am fost înșelat. Poate s-a gândit și la prețul de echilibrier când a luat mașina, că i-a plăcut. Sunt convins. Nu s-a mai gândit la alte aspecte. Da, aviz amatorilor. Am vrut neapărat să punctăm acest element pentru ca cei care vor să-și cumpere mașini în Bulgaria să deschidă puțin ochii, să nu cadă în această capcană. Pentru că, repet, nu este deloc plăcut. Mulțumesc. Suntem la finalul emisiunii. Mulțumesc pentru toate. Și noi mulțumim, domnule Niculescu. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămâneți în continuare cu România TV.